Antrenorul Giurgiu Venilor, Marius Șumudică, spune că în momentul de față la Astra este criză și își face mari griji înaintea returului cu Inverness. Deși Astra a reușit un rezultat excelent în Scoția, acel șocant 1-5 cu ASE Ardealul Târgu Mureș și a demoralizat pe giurgiuveni. Tehnicianul nostru speră ca elevii săi să își revină și să își poată apăra avantajul de un gol în fața lui Inverness. Pentru mine, în momentul de față, traversăm o criză și trebuie să trecem peste ea la meciul cu Inverness. Să nu ne culcăm pe o ureche că am câștigat în tur. Ei vor risca, mai ales că au văzut ce s-a întâmplat. Vor risca cu doi atacanți. Le-a dat curaj acest rezultat cu ASA. Antrenorul Marius Șumudică speră într-un angajament decisiv al elevilor săi și una peste alta a ales o modalitate interesantă de a-i motiva. Trebuie să murim pe teren, jucătorii trebuie să înțeleagă că trebuie să murim pe teren și să ne calificăm. Dacă trecem de turul ăsta și îl pierdem pe următorul, luăm oricum 450.000 de euro, a spus Șumudică la Dolce Sport. Dacă va trece de Inverness, Astra poate da piept cu West Ham United, în al treilea tur preliminar din Europa League.